Un grav accident a avut loc în această dimineață pe drumul național 7 între Pitești și Râmnicu-Vâlcea. 6 mașini au fost avariate într-un carambol după ce șoferul unui tir nu a păstrat distanța regulamentară. În tot haosul creat a fost implicat și un autocar care mergea spre Turda să ducă mai mulți tineri la un team building. 12 oameni au fost răniți. Accidentul a avut loc în localitatea Bascov din Argeș. Polițiștii spun că șoferul acestui tir încărcat cu butelii nu a păstrat distanța față de mașina din față și a lovit-o. A proiectat-o în altele două, apoi a intrat pe contrasens. Cum ai ajuns în poziția asta? Pe contrasens. Da. Ai spus că ăia din față. Știi număr da. Ceva de la cel din față? Nu. E singur împotriva tuturor. Asta e, ce zic. S-a oprit coloana. Eu am venit de sus, am încercat să frânez, nu am mai putut și am trecut pe contrasens. Ați intrat într-o mașină mică? Da, am trecut pe contrasens. Și l-ați proiectat în cealaltă din față? Da. Ajuns pe contrasens, a lovit și un alt tir și un autocar în care erau 26 de tineri care mergeau la Turda, la o întâlnire cu colegii de serviciu. Toți s-au speriat cumplit și au crezut că vor muri. Prima oară am văzut mașina mică ieșind pe contrasens și apoi am văzut tirul cum a intrat în noi. Normal că ne-a speriat. Unde erați în autobuz? Eram pe primul loc chiar și am văzut când a intrat tirul în autocarul nostru. Șoferul a pus frână, dar efectiv a intrat tirul în autocar. N-avea cum să mai evite. Nu, n-avea cum. Cazul ăsta, unde să mă duc? A fost foarte în scurt. A venit cu una din asta mică în fața lui, la... băgat în șanță acolo și direct în mine. Șoferul a predat polițiștilor actele mașinii, iar aceștia verifică acum dacă mașina avea la zi inspecția tehnică. Copia licența mașinii. Păi nu e copia conformă, cum? Dacă licența e licența firmei, copia conformă e... Băna! În urma accidentului, 12 oameni au fost răniți, dar numai 4 dintre ei au avut nevoie de internare și au fost duși la Spitalul Județean din Argeș cu ambulanțele. Nu au fost prinse victime încarcerate în autoturisme sau în autocar, dar s-au acordat îngrijiri medicale la un număr de 12 pasageri din autocar. Tirul este încărcat cu 20 de butelii cu propan. Cât de periculos este acest lucru? Este un pericol foarte mare. Din fericire, niciuna dintre butelii nu a explodat.